Salut și bine ai venit în 2019. Astăzi vom încerca să facem o comparație între școala din Germania și școala auto din România. Am reușit să mă documentez foarte puțin, nu am reușit să mă documentez complet, însă vom încerca să vorbim cât de cât și vedem ce ne mai lipsește și vom încerca să completăm cu ajutorul tău, dacă este, în comentarii. Hai să încercăm să vedem cum arată parcursul tău la o școală din România. În primul rând, trebuie să-ți găsești școala, să te înscrii cu actele necesare, evident. Da? Pe urmă, te poți duce la legislație. Din câte știu, înainte nu prea era așa obligatoriu, adică dacă te vedea instructorul că știi legislația, te lăsa în pace, nu cerea să vii obligatoriu la cursuri de legislație. Însă acum bănesc că s-a mai schimbat un pic și am văzut că foarte multă lume frecventează cursurile de legislație. Probabil că e mai ușor să înveți la cursul de legislație decât acasă de unul singur. Așa, și pe urmă te apuci și faci orele de condus, care din câte știu erau undeva la 30 de ședințe, dacă nu mă înșel, la câte 2 ore, dar fiecare oră avea 45 de minute de fapt, din câte țin eu minte. Așa, și pe urmă, indiferent cât de bun erai sau cât de varză erai, te duceai la sală, dădeai sala și pe urmă te duceai și dădeai traseul și îți luai permisul în cel mai fericit caz. Dacă nu, mai repetai în funcție de situația unde ai picat, la sală sau la traseu. În schimb, în Germania, treburile stau un pic altfel, pentru că lumea pune accent pe școala de șoferi, în sensul că trebuie să știi foarte bine să conduci ca să poți să ajungi să dai examenul și să știi foarte multe chestii. Hai să vedem acum parcursul tău ca elev la o școală de șoferi din Germania. În primul rând, trebuie să te înscrii la o școală. În al doilea rând, trebuie să frecventezi obligatoriu orele de legislație în cazul în care ești tânăr și nu ai făcut niciodată școala de șoferi. Spre exemplu, cei care sunt dintr-o țară non-UE și au permis în țara respectivă, după 6 luni de condus aici sau de ședere, le expiră permisul și trebuie să dea din nou de permis în Germania, ca și cum ar fi prima dată când dau de permis, pentru că permisul lor nu este recunoscut în zona UE după 6 luni de zile. Da, mișto de ei, ghinion pe noi că suntem deja în UE. Pe lângă orele de legislație, evident că o să încep să faci și orele de condus. În funcție de cât de bun ești la condus, instructorul tău te poate promova spre examen mai repede sau mai târziu. În sensul că dacă el nu-și dă acordul pentru ca tu să mergi la examen, școala ta de șofer poate să dureze și un an de zile. Da? În momentul în care tu ești pregătit și el vede chestia asta, atunci își dă acordul ca tu să mergi mai departe spre examen. Cu ce diferă examenul auto din Germania față de cel din România? Păi, în principiu, diferă cu întrebările pe care le ai la teorie. Sunt foarte multe întrebări și, din câte am văzut, dacă nu mă înșel, pentru proba teoretică nu sunt ca la noi 20 și ceva de întrebări, 26. Sunt undeva la 80-83, dacă nu mă înșel. Iar la proba practică diferă prin faptul că trebuie să știi să conduci atât în oraș, cât și pe autostradă și, evident, și noaptea. Pentru că faci ore de condus în oraș, pe autostradă și noaptea. În principiu, cam astea ar fi diferențele față de ce se întâmplă în România. Problema cea mai mare este faptul că în Germania, evident, toată legislația și proba practică se dau în limba germană. Poți să le înveți în limba română, însă tot va trebui să te chinui să le înveți și în limba germană, chiar dacă tu le faci în română. De aceea e bine să treci de bariera limbii și să te apuci să înveți germana în cazul în care nu o știi foarte bine. Cum poți să faci ca să iei permisul din prima și să nu-ți zârdie chiloții la examen? Păi e destul de simplu. Nu există nicio magie, nu există nicio scurtătură. Cea mai bună variantă este să înveți. Uite că am ajuns și la destinație, după cum se vede. Arată frumușel. Hai că mă înjură la cu audio din spate. Așa, iar în România poți să intri, de exemplu, pe site-ul DRPCIV și să încerci să faci de acolo chestionarele, să îți cumperi cărticica pentru legislație, să înveți codul rutier și
tot ce trebuie să înveți despre legislație, că acum nu-mi vine în minte pentru că am un Audi A5 decapotabil în spate și vrea să mă depășească și eu nu vreau să las, bă, că eu sunt cu Skoda, doar nu. Și acum vine limita de 70 la oră. Hai, spor la învățat și succes la luat permisul. Nu s-a auzit.